Lidia Feciorul le-a recomandat românilor mai multe variante de a se trata de diferite afecțiuni, fără a se îndopa cu medicamente. Pentru că suntem în sezonul rece, aceasta a dezvăluit care este leguma care poate trata răceli, dar și alte afecțiuni, cum ar fi otita. Ceapa vindecă foarte bine, pentru că de la ea scade temperatura, ajută dacă doare urechea, dacă tușim foarte tare. Practic, ceapa este ucigașul infecțiilor, așa îi se spune. Dacă copiii fac otită, mai ales în această perioadă, luăm mijlocul din ceapă, dar nu tăiem capătul ca să nu se desfacă, tăiem pe jumătate și îl introducem peste noapte în ureche. Pot face asta și cei mari atunci când au nevoie. Atenție, bucățica de ceapă nu trebuie să intre adânc în ureche. Sau, ca să fim mai siguri, putem da ceapa prin mașina de tocat. O punem într-o bucățică de tifon și apoi turnăm o picătură în ureche prin acel tifon. Este verificat de mine, e miraculoasă ceapa, a explicat Lidia Fecioru. Bioenergoterapeutul susține că un preparat pe bază de ceapă face minuni în cazul episoadelor de tuse. Este nevoie doar de câteva ingrediente. Un alt remediu de sezon pentru cei care răcesc este tot cu ceapă. Se amestecă ceapa cu miere, o linguriță de oțet, se pun în tifon și se țin la nivelul gâtului. A doua zi rupe tusea. Practic face minuni ceapa, mai susține Lidia Fecioru. Relatează avantaje.ro.